fost un meci destul de greu, prima repriză destul de bine, mers 3-0 scorul. Pe urmă am ieșit deodată, am marcat într-o două repriză, 4-0 și pe urmă cred că băieții noștri s-au relaxat. Este primul și băieții au revenit, Red Devils, la scorul de 4-0 până la 4-3 și a fost, la urmă a fost destul de greu, dar se vede că încă nu avem experiență, avem băieți buni la noi, dar trebuie încă să ne mai strângem împreună la antrenamente și să jucăm cât mai mult, de-abia patrulea meci, cred că e important că am câștigat și mergem înainte. Eu vreau să le mulțumesc băieților noștri că s-au dorit pe teren, băieților noștri și echipii Red Devils pentru un joc destul de bun astăzi. Ați condus 4-0 și ați fost la un pas Red Devils să răstoarne scorul. 4-3 au revenit. Da, desigur, cum am spus, cred că băieții ne-au relaxat. Asta cred că nu avem încă experiență de divizia națională. Mulți băieți nu au și cred că e de la aceea. Dar o să lucrăm înainte și scopul nostru, cum am spus, și mai mulți băieți este să ajungem în primele patru. Și cred că asta am făcut un pas înainte și primele trei puncte. Vedem ce o să fie mai departe. Rezultatul este echitabil? Eu cred că da, până la urmă cred că am meritat acest rezultat, dar important că am câștigat. Da, poate nu am jucat așa de bine, dar toți ne-am străduit, trebuie să muncim, o să fie tot bine. Antrenorul a reușit să vă așeze în teren? Da, domnul Dumitru Turcu este un antrenor experimentat, mai ales și legat de futsal și de mini-fotbal. A intrat după prima repriză, dar nu s-a implicat chiar mult, era scor 3-0, dar a spus, desigur, se vede că s-a văzut, adică foarte multe greșeli, dar el, cum și-a spus, aici băieții la noi toți sunt din fotbal mare și puțin joacă mini-fotbal, deci de mai puțin timp jucăm mini-fotbal și noi toți alergăm ca în fotbal mare, dar aici un pic e specific de fotbal mare, așa că trebuie să ne deprindem și să lucrăm cu dumnealui și cred că să fie tot bine. Urmează o vacanță forțată, ce crezi despre acest fapt? Da, într-adevăr, până minim 15 ianuarie o să fie vacanță, dar sincer nu înțeleg de ce iarăși sunt restricțiile acestea, fiindcă, nu știu, barurile lucrează până la ora 10, deci la fel, dacă se închide, eu cred că se închide tot, nu înțeleg, în aer liber, chiar să nu jucăm, nu știu, este ceva ieșit din comun, nu știu, trebuie să ne gândim, poate faci ceva, poate faci Federația Moldovenească de Fotbal, într-adevăr să jucăm, cum așa, acum dacă iarăși aproape 2 luni de zile să nu facem nimic, e, nu știu, absurd, eu socot.